România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și una care acoperă astăzi planeta. Cred că de dimineață fiecare dintre voi a primit zeci de imagini, mesaje, glume, revolte, îndoieli cu gestul actorului Will Smith. În seara în care cariera s-ar fi trebuit să ajungă la cel mai înalt nivel, el l-a lovit cu pumnul în față pe prezentatorul spectacolului de la Oscar, comedianul Chris Rock. Acesta a făcut o glumă care nu a ținut cont de boala de piele a soției lui Smith, boală care duce la pierderea părului. Gestul a fost spontan, iar actorul nu a reușit să se stăpânească, deși a avut la dispoziție o distanță considerabilă de la fotoliu până la scenă. Cel lovit nu a ripostat decât printr-o altă glumă, dar a închis conflictul. Mai târziu, Smith a primit premiul de cel mai bun actor și și-a cerut scuze față de organizatori. Aceștia nu au avut nicio reacție pe care să o știm, și dacă a existat intenția de a-l scoate din sală, nu putem decât să bănuim. Astea sunt faptele. Dar de ce discutăm despre asta? Se vor întâmpla, se vor întreba mulți dintre voi. Sunt două motive. Primul este că un astfel de gest face înconjurul planetei și că el va căpăta interpretări diferite în mintea fiecăruia. Unele vor critica agresiunea, altele umorul îndoielnic. Unii dintre noi vor spune că onoarea femeii iubite sau a bărbatului iubit trebuie apărate, că este totuși o dovadă de dragoste. Sau că este un gest urât care nu trebuie trecut cu vederea. Ce precumpănește însă între toate acestea? Vă las pe voi să spuneți aici. Dar mai este ceva la fel de important pentru mine. De ani buni, acest spectacol a căpătat o valență politică, civică, educațională, dacă vreți. Marii actori ai lumii au împânzit mapamondul cu mesaje de egalitate, libertate, devotament, afecțiune. Ne-au învățat să respectăm minoritățile, comunitățile în necaz, să salvăm mediul sau să acceptăm că de cei mari și buni se poate râde la nesfârșit sau la fel că se poate râde de cei mari și răi. Sau că sunt grupuri de persoane pe care nu e bine să le atingi cu nicio floare. Mesajele au fost diverse. De exemplu, președintele Trump a fost calul de bătaie al celor de la gală ani buni. Au fost zeci de glume la adresa sa sau a celor care îl votează. Iar discuția dinainte acestei gale a fost doar despre un posibil discurs al președintelui Zelenski. Știți treaba asta, nu? Adică numai despre asta s-a discutat. Să vină sau să nu vină. Ce a făcut actorul Smith? Unde se încadrează în toate aceste campanii? Vă întreb. Și încă ceva. Ce credeți că s-ar fi întâmplat unui om obișnuit care ar fi făcut același lucru, să zicem, la Teatrul Național din București sau pe o scenă de stand-up? Dacă unul dintre comicii noștri, Micuțu, Teo, Bordea, ar fi făcut o glumă nesărată la adresa soției cuiva și un spectator ar fi sărit la bătaie. Cum s-ar fi terminat chestiunea asta? Ar fi venit poliție, bodyguards, omul ar fi fost scos din sală? Will Smith este bogat, celebru și premiat și a rămas acolo ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, nu? Trebuia să ia parte la un spectacol. Vă dau numărul de telefon și vă întreb pe voi ce credeți. Până la urmă, părerile voastre sunt cele mai relevante. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Cum interpretați acest moment? Ce mesaj transmite el? Ce să le spuneți copiilor diseară, de fapt, despre asta, cum ar trebui să știe lumea că s-a întâmplat? Ar fi trebuit îndepărtat agresorul din sală? Și, în definitiv, ce vă tulbură, oameni buni, cel mai tare? Agresiunea? Umorul îndoielnic? Scena pe care se petrece? Care din toate astea? 0372069599. România în direct este și pe Facebook la Europa FM. Iar discuția o deschide astăzi Marius. Salutare! Salutare, Cătălin! Ai ridicat o grămadă de întrebări în legătură cu acest subiect. No, am pus o grămadă de probleme. Întrebările sunt simple. Da. Ce interpretați? Cum interpretați voi și ce mesaj are? Eu personal sunt, să zic așa, în tabăra neutră.
ceea ce s-a întâmplat acolo, într-adevăr, nu a fost ceva ce trebuia să se întâmple, eu zic, pentru că nici gluma nu a fost foarte de bun gust, dar nici reacția lui Will Smith, cu toate că poate că era de așteptat. Având în vedere că, nu știu, Will Smith a avut un interviu, nu mai știu, anii trecuți, în legătură cu soția lui, și a declarat că o iubește foarte mult, în ciuda faptului că ea a avut niște scapade amoroase în timpul relației cu el, nu? Adică presupun că nu greșesc da, persoana. Da, e corect. Despre el e vorba. El astăzi deci a și declarat, domnule, iubirea te poate face să comiți gesturi nebunești, spune el la un exact. Moment dat. Iar pe de altă parte, eu personal nu sunt singurul că am mai auzit astfel de păreri de pe internet și judecând și după numărul de vizualizatori al premiilor Oscar în ultimii ani, ceea ce arată că sunt în declin, probabil că a fost ceva regizat sau ceva pregătit de dinainte, pentru că, sincer, pentru mine personal consider că chestia asta este ca o formă fără fond. E ca un eveniment care nu are decât tracțiune tocmai din cauza faptului că s-a întâmplat la Oscaruri. Uh-huh. Și în rest, nu știu, nu am o părere puternică să știi că sau pe celălalt. Da, există, e singura dată când s-a întâmplat așa ceva acolo, nu e singura dată pe planetă când pe o scenă atât de mare se întâmplă asta, a mai fost o dată cu fotbalistul Zidane care în finala Cupei Mondiale l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi, da? Și planeta a discutat despre asta mai mult decât despre titlul mondial al Italiei, dar oare asta e întrebarea? E o formă fără fond ce s-a întâmplat acolo? Asta zici? Eu mă gândesc că această știre a luat tracțiune din cauza faptului că unul s-a întâmplat la Oscaruri și doi, poate că este un fel de fenomen, să zic așa în ghilimele, și anume că lumea distribuie această știre doar pentru că are impresia că poate fi interesantă pentru alte persoane și tot așa. Adică e un fel de ciclu de ăsta. Da, așa se întâmplă cu știrile, să știi. De fapt, astea sunt știrile. Așa dar se fac. Fără să aibă o importanță, atâta tot. Asta vreau să uite, adică nu mi se pare că da. Eu am să demonstrez astăzi că are importanță, că altfel nu alegeam să vorbesc despre asta. Și am să spun în continuare așa. Dacă pe scena Clubului 99, na, că fac reclamă, mă scuzați, acum va trebui să le zic pe toate, Teo, stand-up-ul de care mie îmi place foarte mult, lua bătaie, eu cred că agresorul era scos din sală. Ești de acord cu mine? Da, adică... Da? Ok. Tot. Da. Bun. Da. În acest caz, agresorul este bogat, faimos și celebru și în văzul întregii planete a fost recompensat cu cea mai mare distinție din lumea actorilor. Înțelegi cum stau lucrurile? De fapt, despre asta e vorba în această scenă. Sau printre altele, dincolo de iubire, dincolo de dragoste, dincolo de traumele lui Will Smith, dacă tu, Marius, un om obișnuit, bați pe cineva în văzul lumii, anchetă, poliție, responsabilitate. Dacă tu, un actor celebru, bați pe cineva în văzul lumii, la cel mai mare spectacol al lumii, premiu. Asta este un motiv în plus pentru care, la fel cum spuneam mai devreme, consider că probabil au fost a fost regizată situația respectivă, pentru că da, poate că au fost și să zic așa, mici gafe din cauza organizatorilor pentru faptul că nu l-au escortat afară sau nu au luat o anumită poziție, da, pe loc, puteau să le escorteze și să-i prezinte premiul în lipsă. Da, și într-adevăr au fost situații, da, și au fost situații în care comedianții pe scenă, nu neapărat la Oscar sau la evenimente astfel de mari, au făcut glume neferate și la fel au reacționat, publicul a reacționat destul de urât și ei s-au apărat că da, domne, știi, e pur și simplu o glumă, nu trebuie să te superi. A, scrie cineva, mulțumesc tare mult, Marius, scrie domnul N pe Facebook, zice în felul următor, domnule, agresor nu este și cel care face tipul acesta de umor?
Oh, dar a existat umor și mai agresiv, nu? La spectacole realizate de Ricky Gervais era un umor mult mai agresiv decât acesta și Gervais nu a mai fost bătut de nimeni între timp. Mă rog, nici iubit foarte de mulți dintre colegii săi. Ana Maria, salutare! Cum vezi ce s-a întâmplat? Bună ziua! Eu cred că a fost regizată scena de dragul spectacolului și am și argumente pentru asta. În primul rând, Will Smith este un actor foarte, foarte bun. Nu degeaba a câștigat Oscarul. Nu există film în care să nu fi jucat bine. Uitați-vă la filmele lui. Inclusiv lacrimile pe care le-a vărsat la seară la Oscar sunt lacrimile unui actor. În al doilea rând, Will Smith a râs la gluma lui Chris. Inițial, nu părea deloc deranjat de glumă. În al treilea rând, când Will Smith s-a apropiat de Chris, Chris stătea cu mâinile la spate, parcă așteptând să încaseze. Chris nu a fost șocat de așa zisa lovitură. Și în ultimul rând, Will Smith este cerebral, nu a fost vreodată implicat în scandaluri violente. Scandalul se caută și în România și all over the world, peste tot în lume. Asta caută lumea să citească, să vadă. Sunt și emisiuni scandaluri, pentru că asta caută lumea să vadă. Și atunci, eu vorbă printre vedete, mai bine să se vorbească despre tine negativ decât să nu se vorbească deloc. Și poate acesta a fost motivul să genereze discuții. Și într-adevăr și-a obținut și ți obiectivul. Se pare mai puțin grav dacă a fost regizat? Mie mi se pare grav că lumea crede. Este un actor foarte bun și poate asta mie mi se pare grav, cât de bine joacă. Mie mi se pare grav că tu poți să spui asta fără niciun fel de dovadă, știi? Este un actor foarte bun, iar Oscarul este o dovadă. Nu, da, bun, nu e nicio dovadă că a fost regizat, înțelegi? Vezi, modul în care planeta poate să vorbească liber despre chestiunea asta ne arată o grămadă de lucruri, că poate să vorbească liber și despre altceva. E mult mai ușor să crezi într-o teorie a conspirației decât să luăm faptele, să le judecăm așa cum sunt. Până când va apărea o probă care să arate o dezvăluire sau o discuție între cei doi sau că a fost o farsă, trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce am văzut din punctul meu de vedere. Dacă crezi că a fost regizat, nu cumva este mult mai grav? Gravitatea este în ochii privitorului. Depinde fiecare cum interpretează ceea ce vedem. Iar, după cum spuneam, Will Smith e un actor extraordinar. Nu știu dacă ce au vrut exact să dovedească sau să transmită cu această scenă, dar clar este mediatizată și Oscarurile trebuie mediatizate. Mai ales că nu sunt urmărite live de toată lumea. Și ca să-ți răspund la întrebare, ce s-a întâmplat asta într-un club din România, clar ar fi fost escortat un om care ar fi reacționat violent. Da, clar. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. Spune cineva aici, pe bune, acesta e topicul zilei la câte se întâmplă în lume? Da, în lume se întâmplă tot felul de lucruri și toate au semnificație într-un moment sau într-altul. Celui care a adresat această întrebare, îmi pare rău că a fugit mesajul și nu-l mai văd în față, celui care a adresat această întrebare trebuie să știe că diseară poate n-are copii. Dar că diseară va trebui să explice copiilor săi, sau mulți dintre noi, vor trebui să explice copiilor ce a însemnat gestul acesta, ce a însemnat pentru miliarde de oameni. Încă o dată, violența fără finalitate, fără agresiunea nepedepsită, ba chiar premiată, este ceva ce planeta nu poate accepta cu atâta ușurință, pentru că de aici vor veni agresiunile mai mari. De asemenea, puteți să aveți o dezbatere la fel de bună legată de tipul de glume pe care putem să le acceptăm sau să nu le acceptăm. Văd că foarte multă lume zice pe internet, pe Facebook, domnule, dar ce glumă proastă a făcut omul ăla. Așa e, foarte multe dintre glumele pe care omenirea le folosește sunt proaste, rasiste, xenofobe, sunt despre persoane care sunt grase, despre grași, da, despre cei care nu văd bine, despre cei care gândesc prost. E felul nostru de a ne lua în râs și asta puteți stabili, până unde duce. Nu vă faceți griji, că teme importante o să fie în emisiunea asta în fiecare zi, până când planeta se va sfârma. Dar astăzi sunt curios cum gândiți, pentru că și asta spune multe despre noi. Așadar,
0372069599, ce sentiment v-a dat, dumne, ceea ce ați văzut? Paul, salutare, bine ai venit la România în direct. Vă salut, prima dată că sunt online. Chiar azi dimineață citeam, am văzut articolul cu agresiunea provocată de Will Smith. Din punctul meu de vedere, o să fie foarte scurt. A fost totul regizat și sunt convins că peste câteva zile vor dezvălui show-ul pe care l-au făcut ei. Reacția lui Chris Rock nu a fost una normală a unei persoane care nu se aștepta să lovească, părerea mea. Da, asta e tot, nu? Da. Eu zic că totul e un show. De ce? Care ar nu fi cred finalitatea? Pentru că totuși Will Smith e un nume, e un actor foarte renumit și nu cred că se pretează la asemenea chestii. Probabil dacă era ceva serios, în culise îl trăgea deoparte și îi spunea că nu a fost frumos gestul, gluma pe care a făcut-o. Nu cred că a făcut-o față de toate persoanele alea. Și de ce îi face așa ceva în văzul planetei? Adică cine a regizat lucrul ăsta? De ce l-ar acum, face? Dacă să o luăm așa, cam absolut tot ce se întâmplă e un show. Adineauri auzeam pe alt post de radio știrea respectivă cum că l-ar fi lovit cu pumnul. Deci nu l-a lovit cu pumnul, l-a lovit cu palma. Mă rog, greu de... Scoateți un pixel albastru, asta e greu de stabilit acum. O să spună ei la dezvăluire. Nu, dar spuneți-mi ce finalitate are. Deci care ar fi... Cum ar arăta complotul? Adică că eu asta vreau să lămuresc. Da, e un pic ciudat. Deci părerea mea nu e 100% că a fost o glumă. 90% că a fost o glumă. Un show. Efectiv doar pentru show. Care ce să urmărească? Până la urmă, ce așteptăm să vedem la televizor sau la radio? Scuze-mă, scandaluri, Paul, eu nu aștept să vă bătai la televizor. N-am văzut vreme de 93 de ediții la Oscar. Păi mă întreb de ce ar fi trebuit să văd acum. Cum tu te aștepți să vezi ce este kickboxing acolo? Nu, dar la cum s-o schimba lumea și în ce direcție l-am, eu zic că nu o să fie bine. A, deci nu o să fie bine în lume că s-au bătut ăștia doi? Nu neapărat că nu o să fie bine în lume că s-au bătut ăștia doi. Ideea că, până la urmă, tot o să firmă un show, absolut tot. La televizor, la radio, peste tot numai show-uri o să fie și tot nu o să fie bine. Ok, am înțeles. Bine, ok. Deci, bine. Asta e părerea mea, că a fost regizat. Da, sigur, dar nu poți să-mi spui de ce ar fi avut cineva de urmărit o astfel de finalitate. Pentru audiență. Ok. Pentru audiență, adică te aștepți ca data viitoare la Oscar să se bată alți doi, nu? Ca să probabil, o să fie vreo scenă de wrestling. Da. Să știți că audiența nu rezolvă tot. În momentul în care noi, oamenii care lucrăm cu audiență, mulțumesc tare mult, Paul, noi lucrăm cu audiență, știm și cum se face audiența și cum nu se face audiența, dar știm și câte răspunsuri și probleme generează audiența. Dacă o astfel de decizie a fost regizată, sunt curios dacă a fost așa. De ce ai face așa și ce vrei să arăți câtorva miliarde de oameni când faci un astfel de gest, când faci un astfel de lucru? Aici nu mă pot lămuri asupra acestei chestiuni. Alex, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare. Ce vreau să spun este că și mie mi-a părut puțină regie asupra acestui fapt, dar vreau să schimb puțin contextul la ceea ce ai exprimat sub forma că dacă te-ai fi la stand-up în România, poate micuțul i-ar fi dat o palmă lui Teo. Sau la nivelul acesta, adică la un nivel de actor sau de coleg, asta e una. Și pe de cealaltă parte, ce vreau să spun și ce început să discuți cu Paul înainte, acest tip de lipsă de respect și discuții care ne-au zăpăcit de-a lungul timpului, din cauza acestei pandemii, nu știu, lumea a devenit parcă prea sălbatică, prea ciudată și răutăcioasă în ultimii ani, când n-am mai ieșit din casă, n-am mai văzut oameni și a conversat cu oameni face-to-face, unde folosești și body language și altfel, te înțelegi cu un om, versus ce comentează și ce face lumea acum. Adică, dacă e să ne gândim că a fost o regie proastă și ieftină, da? Care ar atrage scandal, precum show-urile care sunt de scandal, nu știu, aveau americanii, parcă Jerry Springer sau alte prostii de genul ăsta, în vechime, și care acum au devenit o realitate ciudată, un breaking news de prost gust, cum se întâmplă la multe televiziuni, din păcate, și la noi. Și asta mă face să mă simt
na, neplăcut surprins de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și un alt lucru care vreau să spun legat de asta este că Will Smith, sau în fine, comitetul care a decis că Will Smith ia marele premiu, a decis asta înainte de eveniment. Deci să zicem că dacă n-ar fi fost regie, era decis deja cine ce ia. Da, 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 asta e evident. Ăsta e și un motiv pentru care cred că l-au păstrat în sală. Dar e și un exemplu cât se poate de prost. Da, da, da. Au revenit cu un statement, vedem zilele următoare cu ce mai ies, nu a fost deloc ok. Și mi s-a părut o glumă proastă și cred că până la urmă și eu tind spre a fi o regie, dar o regie cu un eveniment de prăzmust. Care scandalagilor poate i-ar aduce în plus să vadă Oscarul data viitoare, că poate mai să nu altcine pun la bătaie, dar la nivel cultural și de umanitate nu e ok. Aha, pentru că despre asta e vorba, despre umanitate. Sunt lucruri... Exact. Sunt lucruri, locuri și oameni pe care întreaga planetă îi vede. Despre asta e vorba. Exact. Și despre ce putem face și cum putem răspunde mai departe la chestiuni de genul ăsta. Agresiunea exact. Nepedepsită și premiată, continui să spun asta, este o problemă. Ca să nu mai zic, mulțumesc tare mult, Alexandru, că ridică semne de întrebare asupra zecilor de mesaje pe care oamenii aceștia le-au dat ani de zile. Și care uneori v-au făcut să lăcrimați, să vă gândiți, să vedeți ce e bine și ce e rău în viață. Când din fața miliarde de oameni ni se spun diverse lucruri, tindem să le luăm în seamă. Considerăm că e al naibii de important. Și dacă a fost important să ascultăm despre tot felul de politici de pe planeta asta, despre mediu, despre educație, despre cum arată binele, trebuie să ne uităm și la răul de acolo. Claudia, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua! În primul rând, aș spune că apreciez întotdeauna dragostea unui partener față de celălalt, dar mie mi s-a părut ușor exagerat și cred că și eu bănuiesc că a fost o oarecare, sau sper că a fost o regie, și fiind, până la urmă, o competiție despre filme, o poți lua ca atare, ca o scenă de film. Gluma nu mi s-a părut așa de nesărată. Până la urmă, Chris Rock a spus că soția lui Will Smith ar putea să joace în continuare de la G.I. Jane. Nu mi se pare deloc o glumă. Poate chiar ar fi un lucru bun, nu? Să joace într-un film, în continuare unui film pe care îl știm cu toții. Nu cred că Chris Rock ar fi putut să spună pe scenă în fața a milioane, poate miliarde de oameni, lucruri care nu ar fi fost pe un prompter. Deci textul ăla oricum a fost aprobat de cineva. Bine că au fost două persoane de culoare, că dacă era un alb și un afroamerican, atunci scandalul ar fi fost și mai mare. M-am gândit la treaba asta, dar da, de exemplu, la Ai Umor sunt niște rosturi mult mai dure, chiar duse la extrem și nu a bătut nimeni pe nimeni pentru chestia asta. Mă așteptam, da, uite, apropo de chestiunea asta, cum ar fi fost ca Bendeac să-l bată pe Bucurenci după rostul de la Ai Umor? Cred că l-ai văzut, nu? Cred că l-a văzut foarte multă lume. Da, sunt multe, da. Adică eu le urmăresc, recunosc. Și unele mie mi s-au părut deplasate. Eu m-aș fi simțit lezată în locul persoanei care a fost luată la rost. Cât despre activismul celor de la Hollywood, într-un fel face bine pentru că sunt foarte vizibili și vocali și așa, și ajută. Dar se cade într-o extremă complicată și e prea dus totul la extrema politică correctness. Se sare dintre extrema asta și nu face bine. Adică eu pot să înțeleg, sunt de acord să se promoveze sau să nu se promoveze violența de orice natură, homofobia, orice altă ură de rasă, de sex, de așa. Dar hai să nu ducem politicul și activismul un film. Trebuie ca filmul să fie premiat pentru cum e el făcut. Și pentru idee, dar nu ideea să primeze, nu
și cum e el alcătuit și cum e scenariul de bun. Nu acum aprobăm și prenim orice film care este despre un subiect tabu sau mai contundent. La un moment dat, într-unul din filmele lui Ricky Gervais, Kate Winslet are o glumă care spune așa, zice, trebuie să fac un film cu evrei ca să iau și eu un Oscar. Asta apropo de ce spuneai tu, o glumă care n-a fost gustată deloc la data respectivă și sigur că a fost pedepsită, taxată. Da, pentru că asta la Hollywood știe care e majoritatea. Da, trecem peste asta. Adică e bine ca lucrurile astea să fie totuși definite și să fie reținută povestea asta, să nu facem din activism un cel în sine în premierea unor filme. Adică parcă nu mai contează cât de bun e filmul, ci ce subiect are. Din păcate, pentru seara asta, să știi că un mare actor și jocul său dintr-un film bun a fost acoperit. Eu nu cred că astăzi multă lume o să țină minte că Will Smith a luat și un Oscar în seara asta. Știi? E foarte complicat că el a luat, după 30 de ani în care a jucat și alte roluri bune, în sfârșit a luat un Oscar și tot în seara asta a iscat un scandal mai mare decât valoarea premiului pe care l-a primit. Adică e foarte ciudat. În cea mai bună seara lui a ieșit cea mai proastă seara lui. Poate fără voia lui, nu știu cum să zic. Poate o explicație. Va fi oricum o temă foarte disputată, cred că mult timp, până când Chris Rock va da sau nu judecată pe Will Smith. De-abia atunci se va vedea dacă a fost sau nu regie. Mulțumesc tare mult. Hai să-ți citesc ceva, să vă citesc ceva. Un fragment din biografia lui Will Smith. Am crezut întotdeauna despre mine că sunt laș. Majoritatea amintirilor din copilărie implică frica de ceva, frica de ceilalți copii, frică să nu fii rănit sau omilit, frică să nu fiu văzut drept slab, dar mai ales frică de tatăl meu, spune el în biografia sa. Când aveam 9 ani, l-am văzut lovind-o pe mama cu pumnul în cap atât de tare că a căzut la pământ. Am văzut sângele pe care l-a scuipat după asta. Momentul ăsta din dormitorul lor l-a definit probabil mai mult decât oricare alt moment din viața mea, pe cel ce sunt astăzi. Orice am ajuns să fac de atunci până acum, premiile și laurii, reflectoarele și atenția, personajele și comedia, a conținut inerent o înlănțuire subtilă de scuze față de mama pentru pasivitatea mea din ziua aceea. Pentru că nu am fost lângă ea, pentru că nu m-am pus în fața tatălui meu, pentru că am fost laș. Poate să fie o explicație pentru ceea ce a văzut o planetă întreagă. Salutare, Andrei, bine ai venit la România în direct. Cu ce gând? Salut, Cătălin, salutare ascultătorilor. Există un precedent creat, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, de premiile Grammy, cred echivalentul Oscarurilor la muzicieni. Așa. În care a fost făcută o glumă sărată, nesărată. Unul dintre băieții din echipa Jackass a fost coborât de undeva de pe un plafon fix pe Eminem. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Nu mi-aduc aminte scena. Momentul. Așa, și? Și în momentul respectiv, nu Eminem, după cum bine îl știți, un rapper destul de efervescent, nu s-a ridicat să-l ia la bătaie pe omul respectiv. A mers mai departe, a ieșit din sală și așa mai departe. Nu știu dacă ulterior scena respectivă s-a dovedit a fi fost regizată. Aici există posibilitatea să fi fost regizat tot momentul. E posibil, sigur, dar ce vrei să spui unei planete întregi cu această regie? Asta e lucrul care pe mine mă tulbură. Pentru că dacă noi, ca oameni, în numele audienței, suntem dispuși să facem o regie în care două persoane cunoscute de toată planeta se bat sau își transmit chestiune agresive, sincer nu o înțeleg, îmi scapă. Sigur, poate să fie o regie, nu contest lucrul ăsta. Aștept să văd dacă se dezvăluie. Dar ce vrei să transmiți unei planete întregi într-o astfel de situație? Ce ai căutat să le spui oamenilor când ani de zile ai spus că lumea trebuie să fie mai bună, mai așezată, mai, știu, cumpătată? Când le-ai spus că Zelenski
este bun și Trump este rău, ce urmărești? Nu știu, probabil un semn de slăbiciune din punctul ăsta de vedere. Okay. Totuși nu cred că poate ajunge până acolo încât să se ridice de pe scaun să meargă să pălmuiască pe cineva. Ca om integru, ceea ce se crede și ceea ce spune că este, frumos își lua soția de mână, dragă, haideți, acest eveniment nu ne mai face onoare, haideți să părăsim sala. Primea Oscarul în lipsă, ca metodă de protest în glumei nesărate făcute de Chris Rock, și își vedea de treabă. Tocmai din motivul ăsta cred că a fost regizată și nu cred că a fost ceva... E interesant, adică, da, poate unul... Îl cred o persoană cerebrală și de-a lungul timpului a dovedit lucrul ăsta. Nu cred că a fost implicat în scandaluri violente. Nu iau apărarea, Doamne ferește, fiecare dintre noi avem un moment în care vedem, nu știu, poate vedem roșu, nu ne mai putem stăpâni. Dar nu cred că a fost acela... Tocmai asta mă face să cred. Nu a fost o glumă dusă la extrem. Uite, spune cineva așa. A spus și ascultătoarea mai devreme, sunt roast-uri făcute mult mai agresiv. Și totuși nu s-a ridicat la așa ceva, la violență. Violență fizică. Nu neapărat, poate fi verbală. Fizic vorbesc. Spune o ascultătoare în felul acesta că... Dom'le, astăzi se vorbește mai puțin dacă l-au primit sau nu pe Zelenski. Da, uite, dar era de ajuns o explicație din punctul meu de vedere pentru asta. O să rămânem cu o dilemă, să știi, Andrei. O să rămânem cu o necunoscută din punctul ăsta de vedere. Dar diseară ce spui acasă? Dacă ai copii, ce spui? Timpul le rezolvă pe toate. Mai așteptăm? Ce pot să zic? De seară ce spun acasă? Eu, un punct de vedere, sunt un proaspăt tătic. Și, bă, slavă Domnului, nu trebuie să dau o explicație. Dar peste 20 de ani, peste 20 de ani tot. Peste 20 de ani, nu știu, e destul de delicată situația. Cum îi explici unui minor, unui micuț, violența unui mare actor. El e implicat atât în filme pentru marele public, pentru adulți, nu vorbesc aici adulții, cât și pentru copii, în animații. Sunt și curios. Atunci, v-a mai primit contract? Sunt curios. Asta spun eu, că timpul ni le dă pe toate. Hai să vedem. Stând și gândindu-mă acum la următorul lucru, după invazia, nu vreau să repet, nu sunt adeptul teoriilor conspirații, dar după invazia Rusiei în Ucraina, parcă dispăruse frenezia COVID. Chiar în momentul respectiv, chiar vorbeam cu, sunt absolvent al Universității de Medicină și Farmacie. Așa. Și vorbeam cu o fostă profesoară și îmi spunea ce, ca o glumă mai nesărată, mai ce... Să știi că Putin o să primească premiul Nobel pentru medicină. Pentru medicină care a rezolvat COVID. Sigur. Da, noi... În două zile nu s-a mai vorbit de... Deci, vezi? Da, noi vorbim de... O să vorbim la un moment dat despre cum să creează știrile. Un lucru în apariția știrilor este proximitatea și frica cea mai mare din momentul ăsta. De exemplu, foarte multă lume astăzi, văzând că este un eveniment la Los Angeles, nu se uită cu atât de mare atenție la impactul, Zice, bă, dar s-au bătut doi tipi din America pe o scenă, la revedere. Numai că lumea digitală a transformat chestiunile astea. Foarte mulți dintre noi sunt astăzi cu capul în telefoane. Pentru foarte mulți dintre români, tailandezi, chinezi, australieni, astăzi asta e principala știre. Adică planeta se uită la același lucru. Zice, băi, cum a fost posibil așa ceva? Așa, ăsta e un mecanism de formare a știrilor. Asta e o dezbatere pe care o purtăm astăzi. Că e un lucru pe care toată lumea îl va vorbi diseară acasă. Despre asta e vorba. Și va trebui să ne alegem cuvintele față de noi. Poate când soția... Apropo, ești căsătorit, spune, ai un copil proaspăt. Da. Dom'le, da, ți-ai apărat soția așa? La o agresiune verbală sau în asemenea context? Tocmai de asta ți-am spus...
aș fi luat-o de mână, nu ne face onoare să stăm aici, haide să părăsim așa, nu, bă, elegant. Da, elegant. Asta dovadă de cere, de prezență. Nu recurgem la violență, violența atrage violență. Mulțumesc tare mult, mulțumesc, Andrei. Raluca, ai vrea Raluca să fie apărată așa? Hai de mine, ce de teorii. În primul rând, eu nu știu dacă regizat sau nu, nu știu, nu cred. Mie mi-a plăcut Will Smith cel mai mult în Hitch, nu în rolele lui dramatice. Mi se pare mai greu să faci comedie. Nu mă uit la umor, dar vreau să spun ceva feminin vorbind. Toate vrem să fim apărate, toate. Oricât am fi de puternici, oricât am fi de independente. Nu sunt pentru violență, dar... Dacă mie mi s-ar face... Deci, în primul rând, nu faci glume despre boala cuiva și despre victimele unor război. Nu faci. Dacă le faci, sunt proaste, indiferent cine ești tu, de mare, că mai ajut și eu în jurul meu. Și eu cred că am făcut... o să sune aiurea și o să mă sune prietene că, sunt prostii, dar nu. A fost un gest romantic, poate impulsiv, și nu l-a pocnit chiar așa rău. Zău. Probabil că își pot cere scuze reciproc. Trebuia să ceară scuze amândoi acolo în public, dar da, toate vrem să fim apărate. Iar faptul că el a făcut-o este frumos. Eu așa consider. Bine, poate nu trebuie să-l pocnească. Aoleu, okay. deci e frumos? Stai puțin. Deci, nu spuneți că a dat exemplu pe toată lumea și n-a fost pedepsit. Probabil că o să fie. Dar, ok, normal să-ți ia apărarea ăla de lângă tine. Dacă nu o face, sunt niște cărți pe tema asta, dacă nu o face, îmi pare rău. Mă iei elegant și ieșim de acolo. Eu aș prefera să duc să-i zic că vă două. De mâine la spectacolele cu umor, la stand-up, te aștept să fie multe gesturi de-astea romantice. Dar nu te legi de boala soției cuiva. Nu te legi. Nu te legi de boala cuiva. De boală și de victime, nu te legi. Astea sunt glume care nu se fac. Sunt niște limite. Eu nu m-am uitat la stand-up comedy și nu m-am uitat la umor, dar dacă asemenea sunt glume care se fac acolo, sunt prostești. Îmi pare rău. Okay. Iar treaba, ca zis-o mai devreme, domnul, eu sunt medic. Putin a salvat omenirea de COVID doar că a păstrat atenția. Era o glumă. Cred că n-aud eu tot timpul. Dar a mai zis ceva domnul mai devreme, domnul Andrei, a zis că își lua soția și pleca. Da, dar să întrebăm și ce soție ce aș fi preferat. Nu? Fantastic. Fantastic. Da, mulțumesc pentru această concluzie. Da, îmi pare rău că nu mai e o doamnă pe linie, e un domn. Sorin, salutare. Deci, ai înțeles ce se așteaptă de la în astfel de situații? A explicat Raluca. Alo? Da, salut, Sorin. Ai înțeles? Salut. Da, am înțeles ce spunea și doamna și ce spuneau și cei dinainte. Eu personal, deși n-am urmărit, am văzut doar pe Facebook o postare, mă simt jignit, sincer, de întâmplarea asta și mi se par, în primul rând, nu este show, este mascaradă ce s-a întâmplat. Mi se pare de cel mai mare prost gust să te legi inclusiv în glumă de un handicap fizic, de o boală a cuiva, sau să o folosești în orice alte scopuri, chiar dacă vezi, doamne, cu acordul tacit al celui bolnav, se pare că nu l-a avut după figura doamnei. Deci mi se pare de prost gust și prezentatorul și fără niciun fel de îndoială, mi se pare agresiv și suburban Will Smith. În locul lui, nu cred că făceam altceva decât să mă ridic în picioare, să-i ofer brațul soției mele și fără niciun alt comentariu să ies din sală. Sau ai fi putut refuza premiul respectiv, să nu participi, absolut. Exact, să iei absolut, premiul. Absolut. Sau, corect, din respect pentru ceilalți auditori, să rămâi în sală, dar să nu mai participi la ce urma să se întâmple. Ori el a rămas în speranța că totuși își ia și premiul. Nu știu, mi se pare o mascaradă grosolană ce s-a întâmplat. Aș vrea să cred că nu este regizată, dar e puțin probabil, iar cred că regia le aparține celor doi protagoniști, fără acordul organizatorilor. Interesant. Deci, repet, mă simt jignit de ce am văzut aseară. Aștept biografiile lor. Sorin, mulțumesc pentru frumosul tău mesaj. Trăim într-o lume care e globală, e un sat global. Tot ce se întâmplă astăzi pe o scenă din America, mai ales pe această scenă, ajunge în casele tuturor.
gesturile noastre, micile noastre gesturi, micile discuții, ideile pe care le avem, alegerile pe care le facem, sunt astăzi la interpretarea și la dispoziția tuturor din această lume. Ca și această emisiune, în mod evident. Ea este și va rămâne o emisiune de radio care discută ce este mai important, care sare în ochii oamenilor astăzi și din care putem găsi învățăminte. Trebuie să vorbim și despre ce fac cei mai cunoscuți oamenii ai planetei, pentru că diseară cu toții avem de dat niște explicații copiilor noștri, celor din jurul nostru. Cu toții putem să învățăm câte ceva din ce li se întâmplă altora. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Ne auzim și mâine. Vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.